Joi 6 februarie, în jurul orei 10, în municipiul Călăraș au căzut alți doi copaci și un stâlp electric în zona blocului C19. El mi-a spus, el, cade pomul, n-am vrut să înțelegă. Asta este. Vă dăm ajutoare. Așa, județul Călăraș a trecut de la cod roșu la cod portocaliu de viscol, valabil până la ora 13. Începând cu ora 13, județul nostru a intrat sub avertizare meteo cod galben, valabil până la ora 18. La ora 12:30, majoritatea drumurilor județene și naționale erau în continuare închise.